Anglia continuă să joace tare. De această dată, autoritățile de la Londra au emis o avertizare prin care anunță că după Brexit, toți cetățenii Uniunii Europene care nu s-au înregistrat la timp pentru statutul de rezidență vor fi deportați. Astfel, potrivit adjunctului ministrului britanic de interne, oamenii aflați în această situație vor fi deportați chiar dacă îndeplinesc toate criteriile pentru a primi permis de ședere. Menționăm că, conform datelor oficiale, până acum 1,8 milioane de europeni s-au înregistrat pentru obținerea noului statut de ședere în Anglia, care, conform autorităților de la Londra, are un termen maxim până la 31 decembrie 2020 în cazul unui Brexit fără acord și 30 iunie 2021 în cazul unui Brexit cu acord. Conform cifrelor oferite de Observatorul pentru Emigrație de la Universitatea Oxford, în prezent în Anglia locuiesc circa 3,3 milioane de cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene.